Clujul i-a purtat noroc Andrei Petkovici. Jucătoarea din Germania a câștigat lejer finala de la Winners Open, după care s-a bucurat de trofeu în cel mai mare parc din oraș. Petkovici s-a fotografiat lângă cazinou și vrea să repete experiența și în octombrie, atunci când va face 34 de ani. România va organiza al doilea turneu WTA în 3 luni, tot la Cluj. I think Patrick did that on purpose because he thought that girl is old. We need to bring her back this year if she wants to defend her title. Who knows if she's still playing next year. So he did a good job and I definitely want to come back in October. Victoria de la Cluj i-a adus lui Petkovic un salt de 23 de locuri în clasamentul WTA. Fost număr 9 mondial, jucătoarea a vrut să renunțe la tenis în ultimii ani. Antrenorul ei, alături de care a lucrat și în perioada de glorie, a avut un rol important. He went a little bit to the dark side, to the men's. But then he found his reason again. He was like, I have to come back to real tennis, the women's tennis, of course. Urmărește toate meciurile din Liga 1 din orice colț de lume pe primaplay.ro.